Bine v-am cine regăsit la Vocea Filmelor. De obicei se ia câte un an sabatic. În cazul dat a fost un trimestru sabatic, pentru că ultima întâlnire, i-aș zice oarecum pe viu, a fost la sfârșitul lui ianuarie. Între timp s-au întâmplat multe, a intrat nepoftit colocatarul pe care am reușit să-l alung ceva mai repede decât pe vremea când în casa noastră ni se băgau cu forța chiriași. Numărul 11, am senzația că e o cifră importantă. Pentru că tot pe 11, pe 11 aprilie, fix acum 17 ani, începeam Vocea Filmelor. O emisiune pentru care am găsit și titlu cu gândul nu neapărat la voice-over-ul cu pricina, ci mai degrabă cu gândul la Vocea Americii, în sensul că de acolo venea libertatea și filmele cele bune. A fost o șansă la Radio Total, unde îmi plăcea pentru că aveam senzația că voi face chiar ca în filmul franțuzesc la Total. Știți, cel cu Thierry Lhermitte. Din când în când am să strecor câte un titlu de peliculă sau de melodie ca să le căutați și să aflați mai multe despre ele. Era acolo doamna Rodica Culcer, care mi-a acceptat proiectul de a intra în fiecare duminică. Exact, era tot într-o duminică și acum 17 ani. Și acest 11 aprilie mai are o conotație importantă. Sigur, suntem în continuare în zodia berbecului, dar, mai mult decât atât, este ziua de naștere a doamnei profesor Silvia Pandelescu, care a fost coordonator la lucrarea de diplomă la Cocteau și poezia cinematografică, deși terminam literele, dar am vrut neapărat să fie ceva și cu așa pe artă și mi-a acceptat-o. Fusese colegă de liceu cu mama mea și amândouă făcuseră facultatea de limbi străine, franceză. Da, să nu credeți că există un avantaj în direcția asta, dar mai avut câțiva colegi de ei profesori. Nu, e și mai rău, pentru că în momentul în care calci strâmb, imediat vin un telefon și se spune Simone, ce ispravă ai făcut sau cum n-ai apărut pe la ore, nu se aștepta, deci e chiar mult mai complicat și nici de cum mult mai simplu. Să revenim. Deci vreme de câțiva ani am fost la Total, Totalul apoi a fost schimbat cu Guerilla, m-au preluat acolo și mai apoi la Gold FM. Până când, cum spuneam, la început de an, se pare că la început de an nu-i foarte bine, acolo se întâmplă despărțirile. Da, și de emisiunea de neața după 7 ani, tot atunci s-a întâmplat, dar doar acum când stau să mă gândesc. Dar acum aș vrea să vorbim mai mult despre Vocea Filmelor. Și cred că cel mai nimerit ar fi, dacă vreți, să căutați o melodie pe care a compus-o special Tom Hickox. H-I-C-K-O-X. Și care se cheamă The Dubbing Artist. Și a inclus-o chiar și pe un CD. E un englez care a venit special la București să o cânte acum 4 ani. De aniversare care se făcea la Cinema City, era deschis. Ioana, îți mulțumesc încă o dată și i-am dus la Frumoasa și Bestia. De altfel și la diplomă, nu? Vorbeam despre asta. Și apoi
săptămână de săptămână, multă vreme duminicile și apoi vinerea la prânz. Nu era rău pentru că lumea ieșea la cumpărături și se auzea prin supermarketuri sau în mașini. Și încercam de fiecare dată să vă spun ce urmează, să vă fiu o călăuză săptămânală. Acum, cu ajutorul lui Daniel Secărescu, care e mereu de veche în lanul de secară pentru toată partea tehnică la care nu mă pricep și, din fericire, nici nu s-a plictisit să-mi spună că secară, gata, ajunge, l-am exploatat destul. Voi încerca să vă mai spun câte ceva. Tot astăzi, pe 11 aprilie, la ora 22, pe ProTV, o să aveți o surpriză sau o întoarcere în trecut. Cu Miami Beach ați văzut deja afișul, nu-i așa? M-au strecurat acolo acum, nu știu, să vă spun, să nu vă spun. Cred că n-au luat viză de America pentru că era puțin cam prea buruienos, un pic prea neoș. Și atunci Anca Truță și Codin Maticiuc s-au gândit la o invenție care sper să vă amuze. Chiar vă spun drept că pentru mine a fost o experiență nemaipomenită și, din nou, o întoarcere în timp, pentru că asta facem acum. În urmă, fix cu 17 ani, știu, 17 în Italia nu e un număr prea grozav, este 13 al lor, nu există în al Italia în avioane scaunul cu pricina, de la 16 se sare direct la 18, așa cum în cele americanești dispare numărul 13, dar o să încercăm să nu fim azi chiar așa de speriați de o cifră. La urma urmei, 17, 1 și cu 7 fac 8, 8 e infinitul și iubirea noastră de cinema cu siguranță că este infinită. Și, cum spuneam, eram cu o zi înainte să înceapă emisiunea, în direct și chiar pe platoul dragului nostru Andrei Gheorghe. La puțină vreme după ce domnul Boc tocmai căzuse. Știm, a fost pentru domnia sa un semn de bun augur, nu-i așa? A ajuns curând prim-ministru și e în continuare primar. Atunci Andrei chiar m-a întrebat. Tu n-ai mai făcut emisiuni de radio, nu-i așa? Cu jumătate de gură i-am răspuns. Fusesem doar invitată la Delta, de fapt mi-am făcut botezul. Și chiar încercasem la RFI, dar nu mersese decât la Total. Ce dragă mi era Radio Total. Acolo, de-a lungul timpului, au fost diverse personaje pe care acum le vedem la televizor. Era și, de exemplu, cel care acum este la B1, imediat după una dintre emisiunile mele preferate, după Bună România, dar și cu Radu am fost un timp oarecum colegă, pentru că nu ne vedeam în mod special, dar Tudor Mușat a fost la Total, mai apoi și Andrei Gheorghe a fost la Total și Cosmin Prelipceanu, dar și Șarpe și Totalina. Au fost niște ani foarte frumoși și o parte se întâmpla într-o clădire spectaculoasă, poate cea mai frumoasă din București, nu departe de statuia aviatorilor. Păi, tot eram eu cu zburatul, măcar cu gândul din când în când până a reuși să o fac de adevăratele. După
la Gherila l-am cunoscut pe Petru, care face niște spectacole extraordinare cu păpuși enorme și pentru care m-am dus până la Pitești să-i văd un înger căzut, dar care te ridică. Și, bineînțeles, Julius, pe care l-am exploatat ani de zile. Fie cu înregistrările când plecam pe la festivaluri, mai apoi, cât a fost perioada prima a pandemiei, trimiteam doar ceea ce reușeam să adun acasă cu glasul și o listă cu filme. El le urzea, da, ca să fie ca în Urzeala Tronurilor, și apoi le puteam asculta cu totul. Și după aceea, Daniel le lua și le punea pe acest canal YouTube. Da, cred că așa se și pronunță. Aseară am reușit să văd prima parte a premiilor BAFTA. Astă seară trebuie să ținem pumnii colectivului nostru. Știți cum e? Când e vorba de un premiu, toată lumea are impresia că a contribuit personal la câștigarea lui. Și e o formă de a te mândri acum, de ce să fim așa de răi. Cum spuneam, aseară s-au făcut prezentările, nominalizările, destul de triste, așa, ca pe un hol, la Royal Albert Hall, începând cu, bineînțeles, o prezentare de condoleanțe. A, să nu uit, știți, când a ajuns în America, François Sagan, cu Bonjour Tristesse, și-a dat autografe peste tot, a semnat cu My Sympathy, nespunându-i nimeni că asta înseamnă condolențe și nu înseamnă cu simpatie. E un false friend. Ideea este că, într-adevăr, ești cât se poate de empatic cu persoana respectivă care a pierdut pe cineva drag. Prin urmare, aseară a fost pomenit prințul consort, cu tristețe, firește, și în plus, William ar fi trebuit să fie chiar prezent, pentru că este un cinefil adevărat, ca de altfel și alteza sa, tatăl său, prințul Charles, despre care atunci când a venit în România pentru opere de binefacere, pentru adunații copăceni, știu că i-am pomenit de acest cinema londonez cu filme rare și prețuri mici. Dar despre prințul Philip, prințul consort, am să vă mai spun o scurtă poveste, dar la final. Ne întoarcem la ce a fost aseară. Trei prezentatoare. Joanna Scanlon, care este actriță. Rihanna Dillon, care este critic de film, de radio și televiziune, și care vine, sigur e născută în Marea Britanie, dar are ceva categoric din India noastră dragă. Și apoi Clara Amfro, care și ea este prezentator radio și un voice artist. M-am uitat repede să văd ce înseamnă voice artist, e altceva decât dubbing artist, și este cea care face comentarii. Adică eram un voice artist la rândul meu, comentator de radio, și nu mi-am dat seama. De asta e bine să poți să ai acces la lucrurile de pe tot globul, dacă se poate. Prin urmare, trei doamne, fiecare venind din altă, n-aș spune chiar minoritate, ci fiecare reprezentând lumea sa și o afecțiune comună pentru cinema. Au fost și doi domni, dar despre ei o să vă spun de îndată.
Au început cu premiile pentru casting. Uite, asta noi chiar nu avem la GOPO. Un premiu, un trofeu special pentru directorul de casting, care este atât de important, nu-i așa? Și care a mers spre filmul Rox. La costume și la make-up și hair, adică machiaj și păr, s-a dus premiul la Ma Rainey's, o poveste care ajunge și la Oscaruri și care ne amintește de o cântăreață de culoare foarte aproape pe de sufletul multor fascinați de genul ăsta de muzică și despre care noi mărturisesc în România că știam ceva mai puțin. Sau în orice caz, eu personal. La scenografie, preferatul meu, Mank, despre Mankiewicz. Dar cu drag am revăzut și toate costumele. Era nominalizat și la costume și chiar mi-am dat seama că avea ceva filmul din o serie întreagă de personaje pe care le jucase cândva Jean Harlow. Căutați-o, este cea de la care a fost inventată mai târziu Marilyn Monroe. Din nostalgie. Și a venit apoi personajul Odin Jr. din One Night in Miami, remarcabil film, care a cântat Leslie al nostru. La un film scurt, The Present, din Palestina, și la animație a câștigat preferatul meu, Bufnița și Pisicuța, după o poezie celebră, dar atât de frumos desenat. Căutați, eu cred că în curând o să o pună, să o putem vedea și noi, că ar fi păcat, nu? Altfel unde? Pe vremuri exista câte un scurtmetraj înainte de filme, după un jurnal de actualități, dar mă rog, lucrurile s-au mai schimbat. A urmat apoi un artist care a compus un rap în care a inclus mai toate titlurile. La documentar, sigur că nu l-a uitat pe Attenborough, pe nonagenarul minunat. Din păcate, colectiv, acolo nu era strecurat, dar asta nu înseamnă nimic. În continuare îi ținem pumnii. La efectele vizuale, Tenet, eu cred că merita, nu? A fost Nolan curajosul care a ieșit pe la jumătatea pandemiei cu un film pe marile ecrane, spre deosebire de James Bond și de Moarte pe Nil și de mulți alții care au dat bir cu fugiții și tot, să împing pe 2022, dacă se poate. La sound design era firesc. The Sound of Metal, povestea unui muzician care își pierde auzul și a fost extrem de complicat, se pare, de montat pentru a constata exact senzația pe care a trăit-o personajul cu pricina. Apoi, outstanding contribution, adică o contribuție adusă a acestea șapte arte de un personaj cu totul ieșit din comun și care a luat, între altele, și un premiu Olivier. Totul s-a făcut cu gândul la Michael Balkan. Căutați-l, o să aflați multe despre el, dar câștigătorul a făcut o serie de filme, între altele un adulthood care seamănă mult cu La N, cu Ura, a lui Mathieu Kassovitz. Este un actor
Nici nu știu cum să spun în Marea Britanie, că nu pot să spun afro-american, afro-britanic nu cred că există, dar oricum a ținut să ne spun odată în plus că și atunci când a luat o stea în ascensiune, Rising Star în 2009, a continuat să încerce să zică, într-adevăr, că era neașteptat și că i s-a făcut dreptate și că dacă va mai lua vreun premiu, și a zis el, Noel Clark, ei bine, atunci o să fie mai puțin încrezut. Numai că între timp s-a răzgândit. A avut un discurs în care a avut grijă să sublinieze că nu trebuie niciodată să ne lăsăm subapreciați și mai ales că, da, merit categoric acest premiu. Asta îmi amintește la Uniter, cu mulți ani în urmă, când pentru un spectacol, după un text minunat al lui Gelu Naum, pentru scenografie, a luat François Panfil și care a zis, da, chiar merită acest premiu. Mama lui, care era un profesor strălucit și un traducător extraordinar de limba engleză, Liniana Panfil Teodoreanu, știu că l-a certat puțin și a zis, nu trebuia să fii chiar așa de sigur pe tine, așa încât aș vrea să-i spun doar atât lui Noel Clark, dacă aș avea ocazia, că s-a mai văzut. Nu e primul care spune că într-adevăr merita. Și merită, nu-i așa? Astă seară, pe BBC One, în cazul în care cablul vostru are așa ceva, sau, de fapt, cablul dumneavoastră, vostru ăsta nu-mi prea place. La 7 seara, deci 9 pentru noi, căci e un decalaj de 2 ore, putem să vedem și restul de nominalizări. O să fie probabil cam tot ca seară. Câștigătorii stau la ei în pat sau oricum în sufragerie și își spun un discurs, probabil i-au înregistrat pe tot și cel care câștigă apare imediat și spune ce are de spus. Cel mai spectaculos a fost cel de la TNT, evident, cu efecte speciale. S-a dat peste cap mai ceva ca în povești. Dar cred că așteptăm cu mare nerăbdare să aflăm care va fi cel mai bun film între Tatăl, Mauritanian, pe care am avut ocazia să-l văd odată cu festivalul de la Berlin, pentru că a fost într-o vizionare specială, Nomadland-ul de la Veneția, Promising Young Woman și The Trial of the Chicago 7. Eu mi-aș dori să ia The Father, nu? Parcă? Tatăl? Nu? Eu așa zice. După care există și cel mai bun film britanic și acolo mai întotdeauna n-avem ocazia să le vedem. Mi-amintesc în anul în care s-au dat tot așa câștigătorii de la revista Empire. Nimic nu ajunsese pe la noi și era pe vremea când încă erau și cinematografe și festivaluri multe. Și la film britanic avem Come with Horses, The Dig, da, The Dig. Site-ul am reușit să-l vedem pentru că e pe dragul nostru Netflix. The Father, tatăl, al lui Florian Zeller, văzut la anonimul, His House, Limbo, The Mauritanian, Mogul, Mogul, Mogli, vedeți? Până la urmă tot la Mogli facem noi ce facem și ajungem așa ca la șef la cuțite, pentru că eu, cartea junglei, nu vă lăsați amețiți de titlu. Promising Young Woman și Roxu, care tocmai vă spuneam că a luat pentru cel mai bun director de casting, și Saint Maud. Dar
Despre toate astea o să încerc să fac o înregistrare la noapte după ce se termină și să vă spun ce și cum. Aș mai adăuga cele trei doamne. Nu erau foarte elegant îmbrăcate aseară și asta m-a durut sufletul. Nu-i păcat? De ce să fie așa banal? Aș mai zice că astăzi probabil că ar trebui să putem să mai ascultăm odată imnul regal al Marii Britanii și să vă spun că a fost o poveste foarte frumoasă cu dragul nostru David Sachet, cel mai reușit dintre toți Hercule Poirot, care a invitat fiind acum 20 de ani Sir David Sachet, știm, a fost înnobilat de regină între timp, la o cină, s-a bâlbuit că n-a știut cum să mănânce un mango. Și prințul Philip l-a ajutat. Mai mult decât atât, scena a strecurat-o apoi cu îngăduință de la Casa Regală într-unul dintre episoade. Dar despre toate astea și despre un remarcabil documentar despre Agatha Christie și personajul pe care și l-a inventat ca să-i fie partener de viață, poate cel mai fidel, am să vă mai povestesc și altă dată. Iar la filmul străin este și Dragi tovarăși al lui Andrei Concealovski, fratele lui Nikita Mihalkov. Știm bine, unul a creat în Rusia, Nikita Mihalkov, era chiar consilierul lui Putin. N-am vrut să verific dacă mai e, ca să nu mă deprime gândul și să mă influențeze când îi văd un film. Dar deocamdată este vorba despre fratele lui, Andrei Concealovski, care a stat mai mult în America și se vede asta și după cum arată. Povestea lui Dragi tovarăși, făcută în alb-negru, începe la 1 iunie 1962 cu o grevă. O grevă la o fabrică de locomotive din Uniunea Sovietică, o grevă despre care ar fi trebuit ca nimeni să nu afle. Filmul a fost prezentat și el la Veneția, ca și Nomadland-ul, și a câștigat o Copa Volpii actrița din rolul principal. O tovarășe de nădejde, deși destul de sexy, într-o perioadă cu multe lipsuri, cu cartele din care puteai să cumperi puțin chefir, dar și țigări, chibrituri și, dacă aveai noroc, pe sub mână, niște unicum din Ungaria. Iar când muncitorii se înfurie și fac o grevă și intră acolo în sediul celor de la putere, unde găsesc coniac și salam unguresc, nu am putut să nu-mi amintesc de revolta celor de la Brașov din 1987. Tot așa a pornit de la o creștere de prețuri sau indirect o micșorare a salariilor, că și aici cam așa era treaba. În Rusia era Hrușciov, dar mai erau nostalgii pentru Stalin, iar personajul principal, femeia de la partid, are o fică de altă părere. Lucrurile se complică, vedem o întreagă anchetă, vedem cum se semnează niște hârtii în care se jură că nu vor povesti niciodată ce s-a întâmplat acolo, gropile comune, care din nou amintesc de data aceasta de revolta începută la Timișoara,
întâlnirile de la Comitetul Central, când încă erau cam aceiași, dar doar decapitat sau împușcat exclusiv liderul cel mare, nu-i așa? Ura pentru vocea Americii, teama de a nu se afla dincolo de ocean, nostalgiile permise pentru un bunic care își ascund și uniforma militară, dar și o icoană, detalii pe care ar trebui să nu le uităm niciodată, pentru că le-au trăit și bunicii noștri. O revoltă care a fost înăbușită cu gloanțe de adevăratelea și morții căutați pretutindeni și îngropați în mormintele părăsite fără o cruce. E bine să nu uităm. Și apoi o iubire de mamă care trece la un moment dat dincolo de ideologie. Un radio al muncitorilor. Exista ceva, un radio al satelor pe la noi, dar parcă al muncitorilor nu-mi amintesc să fi fost. Și, bineînțeles, ședințele începute cu Dragi tovarăși, o melodie obsedantă din primăvara lui Dunaevski, pentru că toate marșurile rusești îți rămân în gând îndelung. Și, da, e un film care ar trebui văzut, explicat și premiat. Poate ia și un premiu BAFTA. Știți că se numește Stella, trofeul, și o mască splendidă. Și de obicei, sediul lor era acolo unde se ținea și festivalul de psihanaliză și film, doar că la un moment dat a intrat în refaceri clădirea, dar sper să ne putem întoarce cândva acolo, pentru că există și o sală, David Lean, care ne-a dăruit un doctor Jivago. Prin urmare, am să închei această poate cam lungă povestire, recomandându-vă să nu uitați filmele frumoase și să știți că vinerea viitoare, pe 16 aprilie, aș vrea să-i spun la mulți ani de pe acum celei care ni l-a dăruit pe Corneliu Porumboiu cu A fost sau n-a fost, pentru că dacă n-ar fi fost ea, profesoara de română, Viorica, n-am fi avut nici genialul final de la polițist adjectiv, nu-i așa? Prin urmare, vocea filmelor vă urează o duminică cinematografică și nu regretați că trebuie să vă întoarceți în casă de la ora 8. Atunci încep filmele și pot fi văzute până dimineața, nu-i așa? Până s-or redeschide cinematografele.